Guvernul va adopta o ordonanță de urgență care asigură o finanțare de 1 miliard de euro pentru eficiența energetică și producția de energie verde, a anunțat premierul Nicolae Ciucă. Conform DG24, în debutul ședinței de guvern, premierul a spus că o să fie adoptată o ordonanță de urgență care este elaborată la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și care asigură o finanțare de un miliard de euro, 500 de milioane fiind destinate autorităților locale pentru eficiența energetică și producția de energie verde pentru consumul propriu. În felul acesta, autoritățile locale vor putea să își investească acești bani în eficientizarea termică, iluminat și încălzire. Discutăm de măsuri care vor fi destinate pentru școli, spitale, pentru iluminat public și pentru locuințe. El a adăugat că alte 500 de milioane de euro vor fi destinate IMM-urilor. Banii pot fi folosiți pentru eficientizarea energetică a halelor de producție și, desigur, producerea de energie verde pentru consum propriu. A precizat acesta, relatează Digi24.